să impresionezi ființa noastră cu cuvântul Tău, să primești cântul nostru, să asculți rugăciunea, iar închinarea să fie primită de Tine în meritele Domnului Iisus. Amin. Amin. Și la această oră vă spunem bine ați venit la ora de predică. Să deschidem serviciul divin în numele Domnului Iisus Hristos și lăudăm pe Domnul cu cântarea numărul 626. La oaltă ne-am strâns. 626. Tată Ceresc, de această zi de sabat, îți mulțumim că a putut să venim în locașul Tău. Amin. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că Tu ne iubești pe fiecare. Amin. Te invităm, Tată Ceresc, ca Tu să fii prezent cu Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul nostru. Amin. Te rugăm să binecuvintezi servul pe care ai ales pentru a împărtăși cuvântul Tău. Amin. Te rugăm ca El să fie o rană pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Amin. Te rugăm, Tată Ceresc, să-L binecuvintezi, amin, să dai putere, să dai voință. Dar, Tată Ceresc, te rugăm și pentru cei care, din anumite motive, n-au putut să vină în casa Ta. Amin. Te rugăm ca Tu să faci, să simțească prezența Ta alături de ei. Dacă sunt pe patul lor de suferință, dacă sunt în anumite probleme, Tu să fii alături de ei. Amin. Dar te rugăm și pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru cei care s-au depărtat de credință. Dacă vor să vină, lucrează cu Duhul Tău ce sunt la inima fiecăruia, moaie inima și nu-i lăsa până nu se întorc din nou la Tine. Amin. Te rugăm, Tată Ceresc, să binecuvintezi asistența, Tu să le dai înțelepciune, pricepere, ca să înțeleagă ceea ce vrei Tu să le transmiți prin servul Tău. Amin. Te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Amin.
pacea Domnului. Aș vrea să citim câteva cuvinte de la Exod 20, capitolul, versetul 8. Este a patra poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă. Spune, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Și vă întrebați de ce citesc porunca sabatului ca text pentru strângerea darurilor și a zecimilor. Noi am învățat că îl respectăm pe Dumnezeu dacă ascultăm de poruncile Lui și sfințim ziua a șaptea și de aceea ne aflăm aici în ziua de sabat. Însă Dumnezeu ne trimite și alte legi și reguli prin care arătăm că El este stăpânul nostru. Și una dintre ele este aceea de a plăti zecime din toate veniturile pe care le avem, de a face daruri și prin aceasta îl recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân și domn. De aceea vă rugăm să treceți la strângerea zecimilor și a darurilor. Tată din ceruri, venim acum în această zi și îți mulțumim că Tu ne-ai purtat de grijă și Tu ești Cel care te îngrijești de toate nevoile noastre. În primul rând, Tu ne-ai învățat cum să ne purtăm de grijă, cum să lucrăm și cum să obținem lucrurile de care avem nevoie și trebuință și Tu ne-ai învățat că trebuie să dăm și altora din ceea ce obținem noi. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat și îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru toate veniturile pe care le avem și îți mulțumim că Tu te-ai îngrijit de toate trebuințele familiilor noastre și de aceea te lăudăm și te rugăm ca să ne dai și pe mai departe binecuvântările Tale. Amin. Te rugăm ca Tu să folosești aceste daruri și aceste zecimi, unde știi că trebuie să-i binecuvintezi pe cei care se vor ocupa de lucrurile acestea. Amin. Te rugăm ca să fii acum cu noi așa cum ai promis și noi ne încredem în făgăduințele Tale. De aceea te rugăm să binecuvintezi Tu ziua de sabat, să binecuvintezi Tu copiii care au venit aici pentru numele Tău. Amin. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Încă o dată, bine ați venit în această dimineață la închinare și vreau în această dimineață să spun un bun venit familiei Maur, fratele Mihai și sora, soția dânsului, din conferința Banat. Dânsul este pastor și slujește ca președinte al conferinței, al conferinței Banat. Mă gândeam la conferința noastră Transilvania și ne bucurăm că este în mijlocul nostru.
fiindcă este și oaspete la centru de sănătate. Totodată am avut bucuria ca să ne întâlnim ca și foști camarazi de armată. Și camarazi de revoluție chiar. Mă rog, dânsul ne cânta frumos și era tare bine, mai ales când auzeam cântarea aia de seară, Silenzio, Silenzio Stampa, iar eu îi necăjeam cu acul. Și nu ne-am întâlnit acolo, nu ne-am cunoscut acolo între 2000 de oameni. În schimb, ne-am cunoscut după 27 de ani. A fost o mare bucurie. Dânsul, în această dimineață, va prezenta cuvântul Domnului. Și dorim să fie binecuvântat de Domnul și dânsul și soția în mijlocul nostru. Dar până atunci, cum e obiceiul comunității noastre, o să mai cântăm vreo două, trei cântări. Deja fratele a și venit pregătit cu o cântare. 798. După aceea o să cântăm o cântare la fluierici, să nu uităm să fluierăm în biserică. 720 și, fratele? 798. 798. Sper că o știm, nu? O, Iisus, condu-mă tu. Da, cântare veche, frumoasă, sigur că da. Numărul acum îl spune, sigur că da. 44. Tată iubit, te adorăm.
Pentru a doua oară astăzi, vă spun cu drag pacea Domnului și bun venit în casa lui Dumnezeu fiecărui suflet. Bun venit copiilor și tare mă bucur să văd la Hergelia atâția copii la adunare. Știți ce biserică binecuvântată sunteți? Pentru că îi aveți pe acești micuți? Nici nu vă imaginați cât plâng alții și cât se roagă ca să aibă ceea ce voi aveți. Sper să și prețuiți ceea ce aveți. Bun venit tinerilor și mă bucur că la Hergelia sunt și mulți tineri. Să fiți binecuvântați. Bun venit părinților, bunicilor, poate că prunci și părinți. Am putea spune din toată inima, bun venit Domnului în mijlocul nostru. E tot ce contează. E singurul oaspete care merită toată aprecierea, mulțumirea, lauda și recunoștința noastră. Mă bucur să ajung în biserica aceasta pentru prima dată în viața mea. Acum 26 de ani, când împărțeam aceeași cazarmă cu fratele Sorin, la vremea când nu ne cunoșteam, nu-mi imaginam, nici prin gând nu-mi trecea că peste 26 de ani cu un coleg de breaslă și de armată mă voi închina taman la Hergelia. Mă bucur să fiu astăzi aici împreună cu soția Aneta. Port cu mine salutul Bisericii Adventiste din zona Banatului. 7.000 de credincioși prin mine vă aduc salutul. Frățesc aceea speranță de frumos și de viitor pe care vi-o doriți și voi. Suntem într-un moment important, nu cel mai important al zilei, dar suntem într-un moment important. Azi dimineață spuneam că devoționalul este cel mai important moment al programelor de sabat. Dar și ora aceasta este ocazie importantă când familia, copii și tineri, părinți și bunici la oaltă cântă, se roagă și așteaptă cuvântul. Eu știu să fi avut vârsta copiilor de aici, că văd că sunt cam toți de aceeași vârstă. Ați avut vreun proiect la vreo dată anume? Eram de vârsta lor. Mă uit la feciorașul de aici, îmbrăcat la cravată, cu Biblia sub braț. Așa plecam și eu, probabil, într-o după-amiază spre adunare, în vreme ce părinții erau încă acasă, mergeam la ora de cateheză. Biserica din Macea, unde m-am născut, o biserică mai mare decât a dumneavoastră, cu vreo 250 de membri, cu zeci și zeci de copii și tineri, la vremea aceea Biserica din Macea primise din partea Uniunii, ca și alte comunități mari sau medii, o dispensă. Puteau cânta în cor, în orchestră și în fanfară, că aveam toate formațiile la Macea, puteau cânta și copiii nebotezați, dacă se duc la ora de pregătire pentru botez. Așa se face că 8 ani de zile am făcut cateheză, 8 ani de zile. Veți spune, vezi, frate Mihai, noi am învățat în 2 săptămâni cât ție ți-a trebuit 8 ani. Într-o după-amiază mergeam la cateheză cu bucuria ca după aceea să cânt la orchestră, și pe drumul spre adunare mă oprește cineva pe stradă, o bătrânică stând acolo pe laviță, mă întreabă, măi puiule, încotro așa frumos îmbrăcat? Și pentru că mi-am dat seama că am fost băgat în seamă de cineva important și mai mare, mă pregăteam să dau un răspuns pe măsură. Știți ce am răspuns? La întrebarea, unde te duci așa frumos îmbrăcat? Zic, trebuie să dau un răspuns pe măsura unei asemenea întrebări, mă duc la închinare. Și după ce am spus cuvântul acesta, am rămas puțin așa speriat. Auzisem eu cuvântul în adunare, dar nu prea înțelegeam foarte bine cu ce se mănâncă ideea asta. Și părinții și bunicii spuneau, mergem la închinare, dar nu prea pricepea bine copilul despre ce-i vorba. Bine că nu m-a mai întrebat altceva, că dacă trebuia să explic ce am zis, aș fi intrat în încurcătură. Însă
după ce am plecat din prezența acelei bătrânele și mai aveam, eu știu, vreo 200 de metri până la adunare, am rămas pe gânduri, întrebându-mă pe mine însumi ce am răspuns. Unde te duci tu, Mihăiță? Că eram pe vremea aceea doar Mihăiță. Unde te duci tu? La închinare. Mihăiță, ce e aia, închinare? Și o vreme am crezut că cântarea este închinare. Și o vreme am crezut că rugăciunea este închinare. Și o vreme am crezut că deschiderea cuvântului, citirea și predicarea este închinare. Și o vreme am crezut că așezarea darului meu sau mai târziu a zecimii în coșulețul de la biserică este închinare. Așa credeau și părinții mei, că atunci când cântă, ei desfășoară un act de închinare. Și atunci când se roagă, se întâmplă închinare. Și când ascultă cuvântul, închinare este, și când pun zecimea și darul, se închină. Mai târziu însă s-a născut în mintea mea o dilemă, o frământare. Mă duc la biserică și cânt. Măriți pe Iisus prin cântare, îmi place mult cântarea asta. Și mi se întâmplă ca mintea să fie la Gâdinți. Gâdințiu era poligonul unde pe vremea aceea se făceau antrenamente. Doar fratele Storin știe ce era acolo. Vi s-a întâmplat să cântați în adunare, să fiți în procesul închinării și mintea să fie pe afară? Cui nu i s-a întâmplat niciodată, ori e un desăvârșit ferice, ori dacă spune că nu i s-a întâmplat și n-a fost desăvârșire, vorba lui Ioan, e un și adevărul nu este în el. Nu vi s-a întâmplat să vă rugați cu buzele, să rostim poezia în închinare și mintea să nu fie prezentă sau să plece repede, vi s-a întâmplat? Vi s-a întâmplat să puneți zecimea în coș, că a trecut coșulețul și am pus și noi niște bani acolo, nu vi s-a întâmplat niciodată asta? Sau vi s-a întâmplat să ascultați vreo predică și să aveți cel mai bun somn din toată săptămâna? Ei, poate că se mai întâmplă mai rar. Aveți predicatori buni aici și nu vă lasă să dormiți, dar câteodată când ești poate prea epuizat, mai trece moșene pe la gene. Și la vremea aceea când mi-am dat seama că de multe ori mintea e absentă în cântare, în rugăciune sau ascultarea cuvântului, m-am întrebat serios dacă cântarea, rugăciunea, cuvântul și dăruirea chiar înseamnă închinare. Și am început să mă întreb ce este închinarea. Că tema asta este extrem de importantă, o dovedește toată Scriptura. Nu obișnuiesc să pun titluri predicilor, dar dacă mi-aș cere un titlu, în dimineața asta subiectul s-ar intitula Războiul pentru închinare. Războiul pentru închinare. E o temă de viață și de moarte. Nu e ceva ce poate fi lăsat pe altă dată. Subiectul închinării aduce viață sau moarte, nu mă credeți? Vă citesc. Apocalips, capitolul 13. Doar câteva versete, unii le cunoașteți pe din afară. Versetul 4. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara, cine se poate lupta cu ea? Versetul 8. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului ce a fost junghiat. Versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. O pagină întreagă pe tema închinării. Balaurul, știți cine e?
cu niște sisteme pe care El le coordonează, vrea un singur lucru: câștigarea întregului pământ în închinare. Și cartea Apocalipsei nu glumește. Ioan a văzut planeta adusă în închinare balaurului și fiarelor prin care El lucrează. Și dacă cineva nu vrea să se închine, consecința este moarte. V-am spus că este o temă de viață și de moarte. În Apocalipsa 13 trăiește cine se închină balaurului și moare cine nu se închină. Fiți atenți ce am zis. În Apocalipsa 13 trăiește cine se închină balaurului și moare cine nu se închină. Dar dăm o singură pagină. Și dacă dăm pagina, ce descoperim? Versetul 6 din Apocalipsa 14. Nu-l citesc, îl știți, și am văzut un alt înger zbura cu o evanghelie veșnică. Și spunea primul înger: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, a venit ceasul judecății și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Îngerul 3: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui, chinuit în foc și pucioasă. Și în Apocalipsa focul și pucioasa este moartea, culmea. O bătălie teribilă se dă în lumina Scripturii pe tema închinării. În Apocalipsa 13, cine se închină balaurului trăiește, cine nu se închină moare. În Apocalipsa 14, cine se închină lui Dumnezeu trăiește, cine se închină balaurului moare. Puneți-le cap la cap. Se vede aici în Apocalipsa 13 și 14 o linie de front. E război. De o parte e Creatorul. Pe partea cealaltă e uzurpatorul. Pe front, în vale, stă pământul acesta. Din toate puterile, balaurul vrea să-și atragă închinarea întregii planete. Pe partea cealaltă, Dumnezeu o merită. Și îngeri care excelează în putere încearcă să convingă planeta să-și vină în fire și să-i acorde stăpânirea și închinarea celui care o merită. Nu e o noutate asta în cartea Apocalipsei. Nu e ceva ce apare deodată, cândva, la sfârșitul istoriei. Bătălia pentru închinare a fost tot timpul. Pentru că sunt doar la lansarea temei, dar vreau să vezi importanța subiectului, vă dau repede încă două exemple în spatele cărții Apocalipsei. Suntem în Valea Dura, Daniel 3. Un nebun care se vede stăpân și care are impresia că are toată planeta prin mușchii și neuronii lui, ridică în vale un chip de aur. Uitați-vă la dimensiuni, da? Bat cu ceva din cartea Apocalipsei, n-am vreme acum. Și cheamă toți conducătorii și administratorii imperiali la închinarea în fața chipului cioplit și la sfințirea acestui chip. Un program festiv special. E doar un moment mare în istoria Imperiului Babilonian. Sfințirea chipului de aur și închinarea adusă chipului era un imens Nebucadnețar de aur. Iar omul stătea pe tron și prin intermediul acestui exercițiu idolatru primea închinarea. În spatele lui, în picioare, stătea diavolul. Asta nu vedeau pământenii. Pe scaun stătea Nebucadnețar și tronând peste acea vale era Lucifer. Urmează programul de sfințire. Când veți auzi fluierițe, chimvale, alămuri, tobe, viori, chitări, tot ceea ce aveau la momentul acela, când veți auzi concertul declanșându-se, un singur lucru: fața la pământ, închinați-vă chipului, automat este închinarea lui Nebucadnețar și
Lucifer, zâmbind, își admira opera. Programul începe. Dar nu uitați că vorbim de războiul pentru închinare. Și iată-ne în plin război. O mare mulțime se pleacă la pământ. Trei copii ai lui Dumnezeu rămân încremeniți în picioare. Sunt cremene, nu pot fi aplecați sub nicio formă. Au fost văzuți repede. Erau acolo unii care se aplecau, dar cu ochiul ca la înviorarea noastră la Hergelia, ce privirea în lateral, capul în spate, așa se închinau și ei. S-au dus la Nebucadnezar și au spus, și știți ce au spus, sunt aici trei care te sfidează, nu vor să se închine, n-ai dat tu poruncă, că dacă cineva se încumetă să nu se închine, ce consecințe va suporta? Va fi gradat. Îi mărim solda, moare. Și un cuptor era prins, nu sperau că va fi aruncat cineva acolo, pentru că cine ar fi îndrăznit să-și riște viața? Cei trei sunt în picioare, ei nu pot să-și aducă închinarea acelui idol. Au fost chemați la Nebucadnețar, știți foarte bine. Și în momentul în care monarhul stă față în față cu aceștia trei, eu mi-am dat seama, e doar părerea mea, ceva se întâmplă în Nebucadnețar. În prima clipă a fost furios. Sunt trei evrei, Hanania, Mișael, Azarea, pe nume babiloniene, Șadrac, Meșac și Abednego. Nu s-au închinat. Aduceți-i, îi ard. Și când i-a adus și a văzut mai de aproape, și ce face Nebucadnețar? Măi, oameni buni, poate că voi n-ați înțeles despre ce e vorba aici. De ce mai repetăm programul de sfințire? V-ați întrebat vreodată de ce monarhul vrea să repete programul? Să-i salveze. Când își dă seama cine sunt oamenii care nu s-au închinat, știa ce valori sunt acești trei evrei, mai avea unul rămas în altă parte, știa. Și monarhul spune, repetăm programul, așa ceva nu se poate, dar vrea să-i salveze. Răspunsul lor însă îl dă peste cap pe Nebucadnețar, care intenționa să-i salveze. Împărate, indiferent ce ai face și ce ne-ai cere, pe subiectul acesta nu putem negocia. Dumnezeul nostru cel viu s-ar supăra pe noi, nici prin gând nu ne trece că ne-am putea închina acestui idol. Veți arde, împărate, și dacă vom arde, Dumnezeul nostru de acolo ne poate scoate. Și dacă astăzi se încheie viața noastră pe acest pământ și până aici a fost mărturia noastră, cu respect, împărate, nu ne putem închina. Atât de rău s-a simțit Nebucadnețar, care vrea să se salveze, încât dintr-o extremă într-alta, da, de 7 ori încălzit cuptorul, puteau să ardă și așa cum era. Când spune de 7 ori, exprimă și o furie, monarhul lovit în orgoliu. N-aveau termometre, au încălzit cuptorul până să crape, era tot ce putea suporta acel cuptor, dezbrăcați-i! Și au fost lăsați goi și făcuți de rușine. Erau însă pe front și bătălia era pentru închinare. Cum te-ai fi simțit în locul lor? Ai fi mers până la capăt? Ce ușor ar fi fost să pleci genunchiul pe jumătate și să mergi mai departe, dar ei aveau de dat o mărturie pe tema închinării și porunca a doua a legii lui Dumnezeu generată din prima spunea, eu sunt Domnul, nu poți să mă înjosești închinându-te la chipuri cioplite, nu mă poți asemăna cu ceea ce omul poate crea, nu-mi fa asta. Și cei trei știau, nu-l putem supăra pe Dumnezeu în felul acesta, de ar fi să murim astăzi aici, nu ne vom închina. N-au făcut-o cu patosul meu, au făcut-o cu respect, cu demnitate, cu credință de aceea de fier. Au fost dezbrăcați
ci că legați la mâini și la picioare cu propriile izmene. Erau înalți demnitari ai Babilonului, cei trei. Uitați-vă în Daniel 2 la ce slujbe au ajuns. Și acum erau în pielea goală, rușinați, expuși, făcuți ghem și luați de soldați și aruncați ca niște cioate în cuptorul aprins să crape. Era o bătălie pentru închinare teribilă în acel moment. N-au scos un sunet, n-au implorat mila cuiva pământesc, cred că până în ultima clipă au fost într-o comuniune cu un altul, de o asemenea manieră încât atunci când au trecut prin flăcări, s-au trezit în mijlocul cuptorului, dezlegați și îmbrăcați în slavă. Nu slava focului, ci slava celui care se materializase în mijlocul cuptorului, ocrotindu-și copiii. Uitați-vă la Nebucadnețar. Se uită și rămâne el acum încremenit. N-am aruncat noi trei? De ce patru? De ce umblă slobozi? Și slava aceluia dintre ei e slavă de Fiul de Dumnezeu. Ieșiți afară! Ieșiți afară! Și au ieșit afară doar trei. Al patrulea s-a făcut iar nevăzut, iar Nebucadnețar va spune la final: pentru că l-ați ascultat și v-ați închinat lui și ați refuzat închinarea pe care eu v-am impus-o, veți avea mare cinste. A fost o mare lecție pentru mine și Dumnezeul vostru va fi slăvit prin mărturia pe care voi ați adus-o. V-am dat doar un exemplu de bătălie pe tema închinării. Vârful bătăliei pe tema închinării se vede în Matei 4 și s-a purtat într-un deșert al Iudeii. După 40 de zile de foamete, Iisus este asaltat de diavol cu ultimile trei ispite. Luca spune că a fost 40 de zile ispitit și acum este examenul final. Mă refer doar la ultima ispitire. L-a luat diavolul pe Iisus și l-a așezat în vedenie pe un munte înalt. Atât de înalt încât poate să vadă toată planeta. Este o vedenie. A văzut toată civilizația omenească. A văzut totul de la început la sfârșit. Pentru asta ai venit? Știu cine ești. Pentru asta ai venit? Pentru om ai venit? Ți-l dau. Pentru planeta ai venit? Ți-o dau. Nu-i nevoie să mergi până la cruce? Facem un schimb și primești acel ceva pentru care ai venit. Și Iisus, slăbit de 40 de zile de post, stă în fața acestei teribile provocări și Satana declară deschis: e tot ceea ce își dorește. Este vârful nebuniei lui. Asta vrea în final. Închină-te mie. Și dacă Fiul lui Dumnezeu i s-ar fi închinat lui, Satana și-ar fi atins scopul suprem: să fie Dumnezeu, să fie deasupra scaunului de domnie al Tatălui, al Fiului, al Duhului. Închină-te mie și toate astea le primești fără cruce. Știți care a fost răspunsul tăios al lui Iisus în acest moment de bătălie supremă pe tema închinării? Înapoi a mea, Satano, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să-i slujești și numai lui să-i te închini. Nu mai lungesc vorba că timpul zboară. Cred că este suficient din ce v-am spus până acum să vedeți cât de fierbinte este tema închinării. E de viață și de moarte. Și la finalul istoriei se va muri, și la propriu și la figurat, în acest teribil război pentru închinare. E de viață și de moarte tema, dar pe mine mă frământă ceva și poate pe tinerii aceștia: ce este adevărata închinare, ca nu cumva să mă trezesc în partea cealaltă cu cele mai bune intenții? Știți că drumul spre iad este pavat cu intenții bune? Dacă ne-am dat seama ce bătălie se dă pe tema aceasta, ar fi nemaipomenit de important să înțelegem ce este tema aceasta, ce este adevărata închinare pe care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt o așteaptă. Ce este această temă de viață și de moarte? În așa fel încât să nu fim păcăliți de orice adiere, de orice tentativă,
Când eram copil, credeam că a cânta, a mă ruga, a asculta predica și a pune bănuțul înseamnă închinare. Vreau să vă spun că nu mai cred așa. Nu vreau să vă speriați. A luat-o la vale, fratele Mihai, i-a priit hergelia prea tare și a luat-o la vale. Cântul și rugăciunea și citirea cuvântului și dăruirea nu sunt închinare, sunt cadrul în care se poate sau nu produce închinarea. Cântul și rugăciunea și cuvântul și dăruirea sunt cadrul, sunt de bază, sunt esențiale, dar poate să rămână cadrul gol când mintea mea e pe afară și când n-am nicio treabă și fondul lipsește. Am putut cânta frumos la adunare 10 cântări și nimic. M-am rugat și ne-am rugat toți cei prezenți și nimic. Am ascultat o predică deși îngerii și-au făcut cruce și nimic. Am pus banii aruncați acolo în coș și nimic. Ce este adevărata închinare, ce se produce în cadrul de rugăciune și cântare și cuvânt și dăruire? Ce este adevărata închinare? Vă dau repede o definiție și o voi ilustra fulger. Sunteți o biserică veche, nu mă îndoiesc că aveți cunoștințe foarte mari. O definiție pe care să nu o uitați. Voi pleca, dar definiția va rămâne. Și dacă peste timp ne-om întâlni și vă voi întreba ce v-am spus când am fost, definiția închinării, nu o să o uitați. Adevărata închinare, încep definiția. Adevărata închinare este o uimitoare întâlnire cu Dumnezeu. Va avea 5 elemente definiția, ăsta e primul. O uimitoare întâlnire cu Dumnezeu. Geneza 18, e cald, vară. Avram stă în ușa cortului și se uită și vede câmpia aceea unduindu-se, cum vedeți dumneavoastră vara pe șosea, că parcă curge un fluviu, e doar căldura, totul este copleșit de căldură și deodată Avram vede ceva. Trei ființe maestoase, undeva la mică distanță, citiți cuvântul, știți ce a făcut? A fugit înaintea lor, s-a aruncat cu fața la pământ, era forma de închinare a vremii, i-a poftit în casă. Vreau să vă întreb, s-ar fi închinat Avram atunci, în momentul acela, dacă n-ar fi avut loc întâlnirea? Pentru că închinarea presupune o întâlnire. Cui cânt? Cui mă rog? Al cui cuvânt îl citesc? Pentru slava cui dăruiesc? Dacă nu există destinatarul, toate celelalte sunt forme goale și nu ajută la nimic. Închinarea presupune o uimitoare întâlnire cu Dumnezeu. Dați pagina în Geneza 19, Lot la poarta cetății. Era spre seară. Deodată vede pe doi din cei trei. Fuge în fața lor, se aruncă cu fața la pământ. Închinarea se produce pentru că întâlnirea s-a consumat. Când veniți la adunare să cântați, să vă rugați, îl simțiți pe Domnul aici, în locul acesta? Când veniți aici sâmbăta, începeți să vibrați într-un fel aparte, pentru că aici sunt îngeri de slavă și prezența Duhului lui Dumnezeu între noi? Știți că comportamentul nostru în casa lui Dumnezeu depinde foarte mult de această percepție? Dacă suntem numai noi de noi, putem vorbi oricum, putem să ne manifestăm oricum, dar când percepem prezența divină între noi, ceva se schimbă. Să fie
vreo 3 ani de când invitat la sinagoga evreiască din Arad, m-am trezit față în față cu regele Mihai, hai să fie 4 ani. Nu sunt un regalist, nu sunt nici un ceaușist, dar am trăit în vremea aceea, nu l-am cunoscut pe rege și pentru mine regele era un alt om. Am fost invitați la un eveniment organizat de evrei din Arad, în cinstea mamei regiului Mihai, care în timpul Holocaustului a salvat mulți evrei. Erau acolo adunat tot Aradul, la nivel de administrație, biserici. Sunt 300 de evrei și erau 600 de oameni în sinagogă, locuri erau. Așa de agitați erau acolo cei de la primărie. Parcă așa cum îl văd pe viceprimarul Aradului, cum avea o foiță și tot citea acolo formula de adresare și mă gândeam eu, ce prostie, ce atâta stres pentru regele Mihai, ce atâta protocol. Și imaginați-vă că acel viceprimar la un moment dat, de stres, pierde hârtiuța și era agitat și întreba dacă nu i s-a găsit foaia cu protocolul și începea să tremure și mă gândeam așa în sinea mea, bă, ce zici cu oamenii ăștia? Tremură și pentru cine? La fix, crainicul anunță a sosit regele. Au zis la fix. Deci nu lași 5 secunde, la fix. Și ăsta era stresat că nu mai avea foaia. Cum începe adresarea? Și în firea mea pământească, aia egoistă, partea aia întunecată din noi, ziceam, n-așa trebuie. Ce-l tot ridici și pe ăsta? Un moș. Ce? Și să vedeți cum lucrează Dumnezeu. Că trebuie să mai luăm și de urechi, să mai fim luați de urechi, așa, să mai fim așezați la locul nostru. Eram pe rândul de la intrarea laterală. Așa am fost așezați primăria, prefectura, cultele și eram unul pe rândul acela. Și regele Mihai intră pe ușă. N-am ascultat ce a spus viceprimarul, tremurând. Am început să tremur eu repede, că regele Mihai face un gest la care nu mă gândisem. Începe să dea mâna cu fiecare din rândul acela. Și aveam 6, 5, 4, 3. N-acuma, Mihai, cum te adresezi? Nu mă întreba și am zis că nu mai țin minte. Eram acum mai stresat decât viceprimarul. Am dat mâna cu regele Mihai și în momentul acela, deși era un om în fața mea, am avut așa o atitudine care nu poate fi descrisă, dar nici uitată. S-a așezat în mijlocul sălii. Un murmur nu s-a mai auzit în sala aceea de 600 de oameni. Priveam cu coada ochiului, că era foarte aproape de mine, unde stătea, pe două scaune centrale, în mijlocul sălii, era așezat regele. 3 ore. N-a mișcat un mușchi. Au școala de pregătire pentru a fi rege și mă gândeam, ia uite-te ce lecții, ce lecții capătă astăzi aici. La final s-a făcut un anunț, dacă cineva vrea o carte cu semnătura regelui, cu 20 de lei, este cartea biografică scoasă pentru acest eveniment, regele va fi într-o cameră sus la sinagoga evrească și îi dă cu autograf. Și am zis eu, se fac lui bunic o bucurie. El tot îmi cânta cu regele Mihai, trăiască regele în pace și onor, zic, când o să-i aduc eu o carte semnată de regele, praf îl fac pe bunicu. N-am de lucru. N-am învățat prima lecție, trebuie să o învăț pe a doua. Și mă duc și eu acolo în camera pentru a cumpăra două cărți vreau. Una pentru bunicu și una la conferință. Mă pun la coadă, aștept câteva minute, deja sunt în rând, mă apropii și îmi vine un alt gând în minte. Va trebui să-i spun cine sunt, ce biserică reprezint, cum mă adresez, trebuie să știe regele de biserică adventistă, pentru asta sunt aici. La Mihai acum. Și trăgeam cu urechea, cum se adresează. Transpirat! Am ajuns iar în fața regelui. Nu mă întreba ce am spus. Mi-aduc aminte doar că era ceva de ziua 7-a. Eram atât de emoționat în fața acelui om. Am luat cărțile cu semnături, cu autografe, cu tot
Și am plecat din locul acela cu o frământare și mi-am spus așa, am fost așa de impresionat astăzi în prezența omului, rege. Dar sâmbătă în prezența regelui rege, de ce n-aș fi la fel de impresionat? Dar când vine el la adunarea noastră și ocupă locul central, de ce n-am vibra în același mod? De ce îmi vin în minte cuvinte firești când a trebuit să fiu emoționat la culme, să nu-mi găsesc cuvinte de apreciere? Cum mă adresez maestății cerului? Deci fi în fiecare sâmbătă, măcar la nivelul implicării din după-amiaza asta de vineri, era o după-amiază de vineri. Adevărata închinare e o uimitoare întâlnire cu Dumnezeu în care sunt copleșit de manifestarea prezenței sale. Simți prezența lui Dumnezeu? Vibrează ceva în minte și în suflet? Oh, dacă ai venit cu gândul să spui unui frate ceva, nu o cunosc biserica, ce spun, că așa îmi trece acum prin minte. Dacă ai venit la biserică doar să te afirm cu ceva, da, este loc de iertare și în mila lui Dumnezeu e har și iertare, dar astea nu valorează nimic. Vin să stau în prezența lui, să-l întâlnesc și în cântare și rugăciune și cuvânt și dăruire, cu gândul întâlnirii și al copleșirii în fața prezenței lui, închinarea se poate dezvolta, închinarea prinde contur și viață. Căci adevărata închinare este o uimitoare întâlnire cu Dumnezeu în care sunt copleșit de manifestarea prezenței sale. Uitați-vă în Daniel, capitolul 10. Nu vi-l povestesc, îl știți toți. Era pe malul râului Hidechel, are loc întâlnirea. Și ce spune Daniel? Culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit, am căzut fără vlagă la pământ, leșinat ca mort. Veți spune, da, frate Mihai, astea sunt întâlniri de gradul zero, da. Dar de la astea, tip Daniel, când rămâne fără vlagă în fața Creatorului, până la manifestări în care nici nu poate intra în adunarea noastră, ce diferență, ce distanță. De ce spune serva Domnului, când vii în casa de rugăciune, găsește-ți un loc, deschide cuvântul în liniște, citește-l, roagă-te să-ți vorbească Dumnezeu prin cuvântul care va fi rostit. Pregătește-ți mintea și sufletul pentru marea întâlnire. Locul acesta, când e pentru închinare, nu-i de socializare. Când închinarea începe să se producă, rămâne în centrul atenției doar El, Creatorul, nimic altceva. Adevărata închinare, încântare, rugăciune, cuvânt și dăruire. Am pus 4 elemente, deși pot fi mai multe. E o uimitoare întâlnire cu Dumnezeu, în care copleșit de manifestarea prezenței sale, și urmează elementul 3, trăiesc o bucurie ce explodează în suflet. Ia auziți Psalmul 95, veniți să cântăm cu veselie Domnului. Să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. El ține în mână munții, adâncimile mării, El e totul. Veniți cu bucurie înaintea Lui. De ce nu m-aș bucura? Să știu că preț de un ceas în închinarea noastră publică a lăsat deoparte alte lumi și se ocupă de noi, deși n-am meritat nimic. Știți ce nis noi? Un fir de țărână în pulberea imensă a Universului. Ce favoare! Creatorul să vină la întâlnire, să te copleșească cu sfințenia Lui, iar tu să dezvolți bucuria aceasta imensă că regele s-a coborât la nivelul acesta micuț al omului creat și vrea să petreacă un timp cu omul. Cum ar trebui să fie închinarea noastră? Cu ce trăire? Cu ce impresie? Cu ce bucurie? Adevărata închinare e uimitoare întâlnire cu Dumnezeu, în care copleșit de manifestarea prezenței sale, trăiesc o explozie de bucurie. Și acum fiți atenți că urmează ceva practic. Sunt gata să ascult necondiționat. Oare asta să genereze închinarea?
ascultare necondiționată. Haideți la Erihon și vom rămâne la Erihon pentru ultimele două elemente. Poporul trece Iordanul. Moise a rămas în spate. Iosua este stresat pentru că Iosua nu-i Moise și parcă slava a rămas undeva în spate cu Moise. Dumnezeu îl încurajează la trecerea Iordanului, voi fi cu tine ca și cu Moise. Ce ai văzut, vei mai vedea, curaj, îndrăznește, s-a închis Iordanul în spatele lor și au fost prinși, pentru prima dată evreii au fost prinși între Iordan și Erihon. Era un Canaan în mare pericol. Erihonul era cheia Canaanului, o cetate teribil de întărită. Dovezi arheologice scot în evidență un Erihon la vremea aceea greu, imposibil de cucerit. Niște ziduri uriașe, o fortificație din care nu ieșea nici pasărea, ghilimele, da? Iar Iosua își dă seama că n-are nici plan de luptă, n-are nici armată, n-are arme și Erihonul poate să fie momentul de prăbușire a tot ce înseamnă exod și cucerirea Canaanului. Uitați-l în Iosua, capitolul 5, plimbându-se singur între Iordan și Erihon și tânjind după o manifestare a lui Dumnezeu ca pe vremea lui Moise. Uitați-l disperat că nu are planul de luptă și nu știe ce să mai facă. Uitați-l cum cheamă cerul să intervină. Și deodată, pe când Iosua era lângă Erihon, deodată, îmi imaginez așa o lumină care explodează în preajma lui, îl orbește, se uită și ce vede? Vede o ființă cum nu prea mai văzuse niciodată. Îmbrăcată militar, dar o armură care nu prea e văzută pe niciunde, cu sabia scoasă din teacă, atât îi mai lipsea lui Iosua. Și ascultați textul. Iosua s-a dus spre el, parcă a tras un magnet. Când vezi așa ceva, îți vine să fugi. Daniel, când a văzut așa ceva, a picat leșinat. Dar Iosua se duce, un magnet îl atrage și ajunge în fața acestei ființe glorioase și ascultați-l pe Iosua vorbind prostii. Neuronii nu mai pot face conexiunile potrivite, ci că ești dintre ai noștri sau dintre ai lor. Măi, Iosua, dar n-ai fost tu iscoadă? Ai văzut fiul lui Anac, i-ai văzut, seamănă ființa asta cu ceva din neamul lui Anac? Nu seamănă! Distanță de la cer la pământ. Ai tu așa ceva până Israel? O fi prin Iuda vreunul așa? Nu, Iosua vorbește fără el, copleșit de trăirea aceea. Dar fiți atenți ce se întâmplă. Are loc întâlnirea, are loc impresionarea cu spaimă și întrebarea dovedește spaimă. Dacă tot discutăm de definiția închinării, ce urmează? Bucurie. El a răspuns nu, nici de colo, nici de colo. Eu sunt căpetenia oștirii și acum am venit. Dacă ați fi în locul lui Iosua, un Iosua care poartă povara, neputințe de atâta vreme, de când Moise nu mai este, și când află că nu Moise, nu vreun înger a fost trimis pentru problema asta, ci dita mai căpetenia oștirii. Oare ce face Iosua? L-apucă nervii. Nu. Iosua este deja în program de închinare, purtat în programul de închinare, întâlnirea are loc, înspăimântarea se produce, bucuria cu siguranță țâșnește din Iosua, a scăpat de toată povara, ce onoare îi se face. Îngerul Domnului a fost cu Moise, acum a venit să căpetenia oștirii, bater că era același lucru. Dar ce mult însemna pentru Iosua, în prag de război, să vină comandantul militar al cerului să poarte bătălia. Cu siguranță este nebunit de bucurie. Și ce face? Ia auziți, s-a aruncat cu fața la pământ, pe nici nu poate fi altfel, deja închinarea se produce cu toate elementele ei. Și zice Iosua,
ce spune Domnul meu robului său. Acum 5 minute era el, conducătorul națiunii, și în spate erau supușii lui. Acum este Domnul și Iosua, robul. Ce spune să fac? Când închinarea se produce, dispoziția la ascultare este totală și imediată. Ce descalță-ți încălțămintea? Căci locul pe care stai e sfânt. Câți ani să fie avut Iosua? Mulți. A fost iscoadă în timpul celor 40 de ani, nu era un copil trimis în iscodire. Moise a murit, deja era în partea a doua a vieții, da? Nu mai era un tânăr care umbla ușor pe pietre. Îl mai dureau și pe el tălpile. O fi avut o bătătură la stângul, putea să zică Iosua: Doamne, știi că ești mai în vârstă, îmi cer să mă descalți, paci pietre, 2-3 scorpioni, nu m-aș putea descălța numai la dreptul și să rămân cu stângul încălțat, știi că am bătătura aia. Așa spune acolo? Scoateți încălțămintea din picioare, locul e sfânt, și urmează în limba română 5 vorbe. Și Iosua a făcut așa. Pentru că adevărata închinare presupune o uimitoare întâlnire în care, copleșit de manifestarea divină, trăiești bucurie și ești gata să asculți necondiționat. Știți de ce nu reușim de multe ori să ascultăm de ceea ce zice Dumnezeu? Ați înțeles de ce? Că n-am prea reușit să ne închinăm. Când omul se închină cu adevărat, ascultarea este automată, fără condiții. Când punem condiții și negociem și dăm în spate, ratăm închinarea. Deși cântăm, ne rugăm, ascultăm cuvântul, închinarea nu se produce. Cadrul există, dar rămâne gol. Golul acela trebuie umplut cu o întâlnire, cu o impresionare, cu o bucurie și cu o dispoziție de a asculta. Adevărata închinare, uimitoare întâlnire a noastră cu Dumnezeu, în care, copleșiți de manifestarea sa, trăim bucuria întâlnirii, suntem gata să ascultăm necondiționat și... Și haideți în Ierihon, dar în partea cealaltă a Bibliei. Luca 19. Iisus trece prin Ierihon, acum nu mai este căpetenia oștirii, acum este fiul lui Iosif și al Mariei, tâmplarul din Nazaret. E în drumul spre cruce și culmea că vrea să treacă prin Ierihon. Mare ceva de salvat în Ierihon. Acolo se afla un ticălos, mai marele vameșilor, mic de statură, mare la răutate, invidie, desfrâu, nebunie. Numele lui era Zacheu. Știți ce mă impresionează? Că în spatele atâtor răutăți, numai Dumnezeu poate vedea ceva bun în oameni. În spatele atâtor răutăți. Și cineva știa că acel om ticălos are momentele lui când e supărat pe el însuși și imploră o iertare, deși nu crede că o să mai vină. Mi-l imaginez pe Zacheu sătul, aproape de vomitare, după atâtea nebunii, cum zice: Doamne, cum am ajuns în gunoi? Acolo sus, mai ai un strop de iubire și pentru mine? Dacă aș putea da viața înapoi, Doamne, aș vrea să fiu altfel, nu gunoiul care sunt, nimeni nu mă iubește, Tu mai ai un strop de milă pentru mine? Sunt momentele lui tainice, când Zacheu tânjește după salvare, dar firea și diavolul sunt în stăpânire. Auzi că trece Iisus prin Ierihon. Și în mintea acestui ticălos se naște gând. Dar ce gând? Habar n-are unde va ajunge cu gândul acesta. Vrea un singur lucru, atât îl duce mintea. Vrea să nu moară înainte de a-l vedea pe cel despre care oamenii spun că e un mare proroc, dacă nu cumva Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Începe să bată inima mai tare. Și păstorul simte inima de oaie și trece prin Ierihon, că vrea să-și întâlnească oaia, să o ducă la închinare. Află drumul Zacheu și urcă în dud.
Nu mi-l imaginez suplu ca frații de la Hergelia. Îi invidiem, în ghilimele, ne rușine de noi când vedem cum aleargă, cum se prezintă. Da, am vrea să fim ca ei. Nu mi-l imaginez pe Zacheu ca și Sorin, nu. Mi-l imaginez așa, cu vreo 50 de kg în plus față de normal, cu un om în cabină și... Și acum se cațără în pom. Se urcă greu în pom un om suplu, dar un om supradimensionat. Poate că se gândește, mă, dacă voi cădea cum sunt rotund, doar mă voi rostogoli. Altceva nimic, zic și eu. S-a cățărat greu, gâfâie. Dar când a ajuns sus, căutându-și un loc unde să nu fie expus, începe să bată inima și mai tare și mai tare, pentru că îi vin alte gânduri în minte. Dacă m-a văzut cineva, dacă mă vede cineva, ce o să scrie mâine toată presa din Ierihon? Pe Facebook, ce-o fi mâine? Poză cu mine în pom! Vrea să se dea de-a rostogolul. Se simte expus, inima îi bate cu putere, se aud glasuri. Sub copac se oprește mulțimea și ăsta să rămână fără inima. Când mulțimea se... Da? S-a oprit cineva și toți buluc, grămadă. Nimeni nu știe ce se întâmplă, dar în mijlocul mulțimii o față se ridică spre înalt. Și știți ce fac toți ceilalți? Se uită și ei să vadă încotro. Și acolo sus, în pom, mai marele vameșilor. Zacheie, nici nu-ți trebuie năcaz mai mare. Dar fiți atenți, Zacheu se întâlnește cu Dumnezeu. Întâlnirea are loc, mai întâi o întâlnire a privirilor. Și privirea aceea lui Dumnezeu declanșează în Zacheu procesul numit fantastică închinare. Urmăriți elementele. Prima impresie a lui Zacheu care este? Spaimă! Fiul lui Dumnezeu se uită la mine. Și Fiul lui Dumnezeu, care l-a înspăimântat și l-a întâlnit, îi adresează câteva cuvinte. Zacheie, dă-te jos în grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Închinarea presupune întâlnire, copleșire, ce urmează? Bucurie. Și Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cum? N-a mai contat, i s-au sfârtecat hainele prin spini. Ce contează? Fiul lui Dumnezeu să-mi facă așa onoare? Nu îndrăzneam să mă rog lui Dumnezeu, acum vine Fiul lui în casa mea cu mare bucurie jos. Și acum fiți atenți că în întâlnire, Zacheu este acolo copleșit în închinare, cu mare bucurie, și îl apucă împlinirea voiei lui Dumnezeu așa pe nebănuite. Că Zacheu jos, în auzul tuturor, spune ceva. A stat înaintea Domnului și a zis. Dar nu i-a cerut nimic decât să-l primească în casă. Și Zacheu zice, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am păgubit pe cineva, dau de 4 ori. Levitic, citiți, ai furat un bou, dai 4. Zacheu știe, cunoștințe are. Viață, praf. Se întâlnește cu Iisus, se declanșează închinarea cu impresie, cu bucurie, cu dispoziția de ascultare, fără să-i fi cerut ceva. Și se încheie pasajul. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Adevărata închinare, să nu uitați, se produce în cântare și rugăciune. Are de-a face cu cuvântul și cu dăruirea. Adevărata închinare, puteți repeta după mine? Este o uimitoare întâlnire în care sunt impresionat de prezența divină și dezvolt bucurie imensă, sunt gata să ascult necondiționat și să trăiesc cu adevărat mântuirea. Se dă un război pe tema aceasta. Satana va fi mulțumit cu forme și a fost mulțumit dintotdeauna. Se duc biețe oameni buluc la sfinte moaște
pupă unghii și resturi de păr și de oase și Satan e mulțumit. Unii o fac cu convingere, alții o fac de formă, e mulțumit. Dar vreau să vă spun că e mulțumit Satana și când venim la adunare noi, copiii lui Dumnezeu, și cântăm fără să-L întâlnim și ne rugăm fără să-L fi avut în fața ochilor minții. Și nu suntem gata să ascultăm, că n-avem cum dacă închinarea nu se produce. Cât despre mântuire? Doamne, ajută-ne să trăim adevărata închinare, la nivel particular acasă și la nivel public în adunare. Să te întâlnim, să ni te descoperi, să impresionezi ființa noastră și cu bucurie să stăm înaintea ta, gata să te ascultăm și să ne manifestăm ca în fața unui rege, iar mântuirea să se vadă în viața noastră în fiecare zi, până când totul va fi copleșit de slavă și întreaga creație se va pleca înaintea Creatorului în vecii vecilor. Amin. Ca parte de închinare, vom cânta împreună spre slava lui Dumnezeu imnul 45, Mărim pe Cel Sfânt, dar vom aduna și darurile cu care dorim să pregătim construcția noii biserici. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care locuiește sub ceruri
Și în aceste momente, noi venim ca să ne închinăm înaintea Ta. Amin. Doamne, vrem să-ți mulțumim frumos pentru cuvintele pe care Tu le-ai avut în această dimineață, pregătite pentru noi. Amin. Și în primul rând vrem să Te rugăm frumos ca în numele Domnului Iisus să ne ierți pentru felul în care noi ne-am închinat până acum. Iartă. Te rugăm frumos să ne ierți pentru goliciunea închinării noastre. Și Te rugăm frumos să ne ierți, Doamne, pentru că adeseori, atunci când ne-am închinat, eram de fapt în altă parte. Iartă. Te rugăm frumos, Părinte bun, să ne ajuți ca de fiecare dată când venim lângă Tine, să avem simțământul prezenței Tale. Amin. Fă, Doamne, ca acest simțământ să ne copleșească. Amin. Și Te rugăm frumos, Doamne, fă ca din prezența Ta să iasă bucurie. Amin. Fă ca din prezența Ta să iasă o dorință de ascultare necondiționată. Amin. Și Te rugăm frumos, Doamne, fă ca din toate aceste lucruri să iasă mântuire. Amin. În numele și meritele Domnului Iisus Te-am rugat, însoțește-ne pe noi la casele noastre. Amin. Și ajută-ne să avem în continuare o părtășie cu Tine și unii cu alții. Amin. În numele Domnului Iisus Te-am rugat, rămâi cu noi, Te iubim. Amin. 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 Mulțumim Domnului că a venit astăzi să se întâlnească cu noi. Dacă ne-am închinat sau nu, aceasta vom simți fiecare. Mulțumim că s-a folosit de oameni în această dimineață ca să ne conducă la închinare. Și mulțumim că fratele Maur, împreună cu soția, a fost cu noi astăzi. Vrem ca și din partea noastră să ducă ceva simplu, dar totuși cu greutate. Un salut al comunității noastre pentru Comitetul Conferinței și totodată pentru bisericile care le vizitează. Sunteți de acord să trimitem acest salut? Vă mulțumesc, cu drag îl voi purta. Și cu drag vă mai așteptăm și noi, dacă veți mai avea ocazia să poposiți la Herghelia. Pentru după amiază ne vom întâlni la ora 17. Astăzi a hotărât Domnul ca să fie sabatul președinților, înainte de masă a președintelui Banat, am ce am cu Transilvania, dar o să vedeți că nu degeaba, pentru că după amiază va fi președintele Transilvaniei de Sud, adică fratele Sas. Așa a hotărât Domnul. Suntem invitați la închinare și să invităm și pe cei dragi după masă la ora 17. Poftă bună, Domnul cu noi cu toți. Amin. Amin.